Domnul profesor, dumneavoastră ați practicat, deci mai bine de jumătate de secol, această profesie. După, să mai bine zis, cu o anume greutate, să spun, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că ați suferit cândva un accident. Dumneavoastră ați fost sportiv. Foarte bun, în lotul național. 20 de ani în lotul național de tir. Cum este să fiu un... vorba aia, am participat la 4 Balcania, deci am luat 3 medalii, 2 de aur și una de bronz. A fost o perioadă unde eram cel mai medaliat. Da. Și am abandonat tirul în anul 1980. Da, de ce? Ce s-a întâmplat atunci, de fapt? În 80? Da, când ați avut accident. Fost înainte. Înainte, deci. Da, înainte. Așa ați continuat să practicați și sportul, tirul? Da. Am avut un accident de vânătoare, am pierdut ochiul din dreapta și atunci, după ce o perioadă am tras pe stânga, m-am transformat în stângaci și am ajuns însă la un nivel în care nu mai puteam să cresc. Am ajuns la 95-96 de talere lovite din 100. Și aici era un nivel mediu. Și atunci am gândit și împreună cu un armurier foarte isteț, care a înțeles ce vreau, mi-a făcut o armă cu un pat strâmb. Adică pălând ca înainte în dreapta, dar cu țeava în dreptul ochiului stâng. Și cu asta am ieșit și campion european, cu echipa. Ați avut 2 aur și un bronz atunci? Am avut un argint la campionatele europene de la Lahti, din Finlanda, și am avut 2 medalii de argint la primul campionat european de juniori, individual și pe echipă. M-a bătut un rus, Selievici, care pur și simplu a intrat în transă, nu mai știa să rateze. Uh-huh. El a tras 99 din 100, eu am făcut 97 din 100 și am tras 2 serii de baraj cu alt rus, Bulba, și l-am bătut. Deci rușii, să înțeleg că bun trăgător totuși. Foarte bun. Uh-huh. Foarte bun, pentru că au foarte mulți. Da, pentru că sunt și mulți și atunci, evident, au din ce să aleagă. Exact. Da. Aș vrea să vă mai întreb legat de chestiunea aceasta, de, să spunem, de trofee. Dumneavoastră ați pierdut ceva foarte important la o vânătoare, și anume vederea cu un ochi. La ochiul drept. Ochiul director. Bun. Dumnezeu însă, Dumnezeu dă acolo unde... Dar nu-ți bagă în traistă. Bun. La dumneavoastră, ce considerați? Care a fost cel mai mare trofeu pe care l-ați luat de la viață? La vânătoarea vieții, să spunem. Din vânătoarea vieții. Care a fost cel mai mare trofeu? Cei doi copii. Și doamna doctor Marinescu. Doamna doctor nu e un trofeu. Nu e un trofeu. Adică n-ați cucerit-o. Nu știu dacă am cucerit-o sau nu, dar ea m-a cucerit și, cum să spun, eu îi datorez tot și faptul că am ajuns la vârsta la care sunt. Pentru că are grijă de mine, se documentează și îmi spune, uite, mai trebuie să faci asta. Doamna doctor, din câte o cunosc, foarte bun endocrinolog, evident că v-a ajutat foarte mult în carieră, pentru că până la urmă am înțeles că în cele mai recente studii care s-au realizat s-a ajuns la concluzia că organismul omului este o întreagă glandă cu foarte multe glande și că una dacă o ia razna, o iau toate. Da. Așa este? Așa este. Și deci dânsa v-a elucidat, nu? Cu multe aspecte și în ginecologie. Unul m-a disciplinat, doi mi-au oferit
nu ceea ce vreau eu, ceea ce trebuie. Și e foarte strictă din punctul ăsta de vedere. Deci fericirea este ceea ce vă trebuie și nu ceea ce vrem. Corect. Da? Este da. Ceea ce ne trebuie și nu ceea ce vrem. Și fiul dumneavoastră, înțeleg că acest cabinet unde ne aflăm, de fapt, cabinetul înseamnă și casa dumneavoastră, este pe numele soției dumneavoastră și ca asociat și al fiului. Da, ei sunt cu cabinetul, eu sunt angajat. Noastră sunteți angajatul fiului, cum s-ar spune. Da. Da. Și angajat cu salariu minim pe economie. Cu salariu minim pe economie. Da, vreo 2 ani de zile nici nu m-a plătit. Că a zis, până nu recuperăm toate datoriile... Din pandemie? E vorba de pandemie acum, în perioada asta? Nu, de când am deschis cabinetul. Păi au fost niște cheltuieli. Domn profesor, dumneavoastră ați asistat la nașterea copilului dumneavoastră? Nu. A fratelui și a fetei? Nu. S-au născut cu profesorul Sârbu. Cu domnul profesor Sârbu? Da. Un patronul meu. Și cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu cel care v-a fost mentor, să spunem, domnul profesor Sârbu, care este? Cea mai frumoasă și așa, ca sfat de viață pe care vi l-a dat. În primul rând, aspectul chirurgical. Era de o meticulozitate cu totul deosebită. Avea niște mâini, un dege cât două de ale mele. De-abia atingea cu ele. Din punct de vedere chirurgical, avea o acuratețe și o disciplină în timpul operației cu totul și cu totul deosebită. Era ca un pianist. Îți dădea senzația de lentoare, dacă te uitai la ceas, vedeai că în 3 sferturi de oră a terminat operația. Asta unu. Iar doi, era ca un biblioraft. Când îl întrebai ceva de la tine, și după aceea începea să descarce sertarul. Dar deci nu ala omul din folder, stânga, să sau... spunem. Era exact... omul folder. Da, nu ala din stânga, nu ala din dreapta, exact cel care trebuia. Și în logica lucrurilor, că până când termina de spus, pricepeai despre ce e vorba. Deci v-a rămas această, să spunem, disciplină. Da. De la profesorul Sârbu. Asta unu și doi, ținea foarte mult la disciplina de serviciu și îmi aduc aminte, stând atunci în Colentina, schimbam ori două tramvaie și un autobuz, ori două autobuze și un tramvai, câteodată mai întârziam. El la 7:30 punct era la raportul de gardă. Ceam și eu la fără 25 oate de două ori și la un moment dat se uită la mine cum ce așa ochelari. Se uita peste ochelari și zice, măi, nu mai întârzia, zice că am emoții, că ai pățit ceva, că n-ai pățit. Și mă pune dracu și eu acolo, domn profesor, dar faptul că vin de dimineață și nu plec mai devreme de 5 după amiază la spital, chiar, din spital chiar nu se vede. Se uite așa la mine, zice, programul tău e 7:30-12:30. Restul ține de, mă rog, pasiunea pe care pasiunea profesională și aia pe mine nu mă interesează. Fantastic. Pentru că știu că dumneavoastră veneați dimineața la spital și ajungeați, cum ajungeți probabil și acum, foarte târziu acasă. Da. Da. Domnul profesor, închei prin a vă întreba din nou ceea ce vreau să aflu la prima întrebare. Definiția femeii. După atâția ani în care noastră ați cunoscut aproape toate secretele femeilor care și-au dorit copii și au și avut, femeie. Din păcate unele nu, dar cele care și-au dorit și îi au. Și ce reprezintă femeia în viața dumneavoastră? Pentru că vorba aceea, sunteți soț, tată, bunic, aveți o nepoțică, deci femei. Și vreți așa două cuvinte? Nu, e greu! Nu în două cuvinte, dar dacă puteți, esența să scoateți.
este acel ceva fără de care nu se poate. Acel ceva fără de care nu se poate. Exact. Fără femeie lângă tine, nu ești împlinit. Și atât de greu de înțeles femeia, așa cum spun unii, că femeia trebuie iubită, era și un citat dacă celebru, nu dar nu și înțeleasă. Dacă nu vrei, nu înțelegi. Dacă vrei, poți să o înțelegi. Și dacă o înțelegi, îi dai dreptate de multe ori. Și încă ceva. Acum, pe final, pentru că m-am gândit tot la Dumnezeu, iată, fără de care nu putem exista, cât anume din decizia aceea, chiar și la fertilizarea in vitro, unde procedura e aceeași la orice femeie, pentru unele femei există viață în pântec, pentru altele nu, e decizia lui Dumnezeu aceea. Deci cât în este, mare măsură. Cât este decizia lui Dumnezeu și cât e mâna în mare, doctorului? Păi fără Dumnezeu nu ne descurcăm. Oricât de deștept ne-am crede. Trebuie că îi spuneți har, că îi spuneți vorba aia, rază de lumină venită de la Domnul, nu are importanță. Dar ea trebuie să existe.